găsit la Jurnal Economic. Nemulțumit de încasările scăzute la buget, șeful guvernului se gândește la sancțiuni. Victor Ponta a declarat că executivul va analiza activitatea ANAF la sfârșitul anului, iar dacă încasările vor rămâne sub așteptări, va lua măsuri. În ședința de guvern de săptămâna trecută, premierul s-a arătat îngrijorat de performanțele Agenției de Administrare Fiscală. În primele 9 luni ale anului, ANAF a strâns la buget cu 3,8 miliarde de lei mai puțin bani decât se estimase. Agenția este condusă de Gelu Ștefan Diaconu. Victor Ponta a declarat că, din păcate, ANAF și la Ministerul Finanțelor nu s-au strâns toți banii prognozați. Mergem înainte și nu mergem chiar atât de rău, dar evident că bani foarte mulți nu sunt. O să facem o analiză la sfârșitul anului și dacă ANAF-ul tot nu funcționează, evident că vom lua și măsuri, a declarat premierul Victor Ponta. Managerii companiilor se așteaptă pentru perioada octombrie-decembrie la creșterea activității în industria prelucrătoare, la stagnare în comerț și servicii și scădere în construcții. Asta în raport cu cele 3 luni anterioare, a anunțat luni Institutul Național de Statistică. Concluziile au fost obținute prin intermediul unor anchete de conjunctură, în urma estimărilor făcute de manageri cu privire la tendințele activității economice. Astfel, industria prelucrătoare este singurul domeniu unde se anticipează dezvoltarea activității, cu o creștere moderată a volumului producției. În construcții se va înregistra o scădere a volumului producției și a numărului de salariați. Pentru sectorul de comerț cu amănuntul, managerii au estimat o relativă stabilitate a activității economice și a volumului total al vânzărilor de mărfuri. Și cererea de servicii va cunoaște o relativă stabilitate. Acest domeniu va fi caracterizat de o scădere moderată a numărului de salariați și de stagnarea prețurilor. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!